Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Minecraft la Perfectul Simplu. Oameni buni, lumea din comentarii este câteodată deșteaptă, super deșteaptă, nu zic nu. Nu aș spune Yellow Autumn Leaves, Maple Leaves și ăsta este Oakwood. Bă! Nu cred că mă interesa să zice. Așa, lumea ziceam din comentarii deșteaptă, super deștepți băieții de acolo din comentarii și mi-au adus aminte o chestie pe care eu o uitasem din Tinker's Construct și anume faptul că poți obține acele matrițe de care vorbim noi și pentru care ne-am dus să luăm aur și cu ajutorul unui aliaj din cupru cu aluminiu. Da, deci dacă ne uităm, fă așa, te rog frumos. Stai că nu mai ții minte cum se zice, mă, la matriță. Hai că zim așa. Așa, măi, fiat. Deci, două lingouri de aur sau un lingou de aluminium brass. Deci deja consumă mai puțin, da? Iar aluminium brass ăsta se obține cu 3 părți aluminium și o parte cupru. Ceea ce mi se pare interesant pentru că, practic, folosim mai puțin material per total. Și poate găsim, cum să vă spun, poate găsim o utilizare și pentru aur mai interesantă, mă gândesc eu. Ia acolo un tigru la care, sincer, nu vreau să mă bag. Mă, noi am zis că ne mai plimbăm pe aici, că poate găsim ceva interesant, nu? Ia să ne uităm noi un picuț de tot. Ah, super, pe harta mare, de fiecare dată mi se resetează hârțulia asta și nu realizez de ce. Deci noi suntem... Pe unde am venit, frățic? Mergem în continuare? Hai să mergem în continuare pe marginea lacului și să vedem, poate găsim ceva interesant. Trebuie să fiu atent la prostiile astea, că îmi dau poison. Și nu mă încântă deloc ideea. Te-am văzut. Ia uite-l. Mamă, deci peste tot în cale. Salut. Ce e asta? Lily of the Valley. Și ce se obține din Lily of the Valley? Vopsea albă. Ok, bun. Mică întrebare la voi. Dacă mă lasă un pic ustus asta. Ce ziceți voi de o culoare interesantă pentru viitoarele noastre construcții? Mă gândesc să facem o construcție, nu știu, cu, ia să vedem, sandstone. Asta se obține de 4 bucăți și atâta. Cu chisel am putea să facem foarte, foarte multe variante de sandstone, de asta mă gândesc la sandstone. Și nu știu, aș vrea să folosesc o culoare care cumva să fie oarecum contrast. Păi, da, serios acum, numai din... și pot să obțin... Fii atent, deci într-un crusher se poate obține nisip. Într-un sack mill, șansă 15%. Nu prea mă interesează. 70% cu 30% din gravel. Deci să ne facem acest... așa și aici. Fii atent. Nu prea îmi plac șansele astea, că nu e 100%. De ce nu e 100%? Pana mea. Ok, crusherul ăsta îmi place. Îmi place ideea de crusherul ăsta, care cred eu că e din immersive engineering. Bun, hai să vedem dacă ne-am ocolit cam prea tare pentru a ajunge acasă. Ce m-a speriat. Așa, și vă ziceam eu că să folosim sandstone-ul ăsta, care nu știu cum se trage în român. Lăsați-mă în pace. Nu o să le știu pe toate. Și să folosim, pe lângă sandstone, o altă culoare un pic de contrast. Mă gândeam poate un verde, că avem o grămadă de cactus și putem să-l folosim. O altă soluție ar mai fi un roșu, da? Că, spre exemplu, am luat astea de pe drum, rozbușurile astea. Ce mai putem folosi? Liliacul ăsta, ce-mi dă, măi? Îmi dă un magenta. Nu știu dacă îmi place magenta, sincer. Dacă găsim o mlaștină, și cred că găsim o mlaștină pe aici pe undeva, nu? Nu se poate să nu fie o mlaștină. Nu știu. Am putea... din alea albastră, așa, un pic, oarecum, nu? Ia, stați un pic să ne uităm așa. Pac. Asta parcă se obține din... Nu, swamp flower, nu. Care, mai era ăsta? Ăsta, mă. Albastru deschis, din blue orchid, da? Ăsta îl găsim prin mlaștină, mai să găsim o mlaștină și după aia ne-am scos. Opa, pardon, scuzați.
Ursul ăla mă disperă că tot am impresia că vine să mă atace. Salut, șarpe. Pa, șarpe. Păi, interesantă zona asta, dar... Fuck, ce ești mă tu, mă, de ești fix în calea mea. Mă mănâncă să mă duc acolo să mă bat cu... Ce-o fi ăsta? Întrebare. Pune-te... Avem două săgeți, am putea să folosim astea două săgeți pe gușter. Ca să ne dea un pic de avantaj. Nu, că nu vreau să atac... Hai, se regenerează! Hai să vedem dacă reușim să-l batem așa. Bravo, bravo! Așa, și să ne luăm și noi de aici niște ouă, de la guștele ăștia. Băi, eu de seamă că o să avem nevoie de un pic de pene pentru săgeți, nu? Băi, deși... Pana mea, aveam... zi... Spawner de schelet sub bază. Nu știu cât de mult o să ne ajute. Ce biom suntem aici? Meadow? Mitrangia. Întrebare. Dacă arunc niște prostioare... Da un os. Îi fac un pic de bon meal. Asta ce e, mă? Nu cred că ne interesează. Merge să fac click dreapta? Mă, pe ăla nu merge să fac click dreapta. Asta e clar. Nu mă încânta, ce să zic. Aș fi vrut ceva ce pot obține super, super rapid și ușor. Nu știu dacă pot obține atât de rapid și ușor albastrelele astea și ori fi ele. Da, deci mult mov pe aici. Tu ești tot mov, mă? Tu îmi dai tot mov, nu? Ce îmi dai tu? Pink. Du-te în puii mei cu rozul tău. Nu cred că ne... Ce m-am dus, frate, fix înspre el? De ce m-ai fi dus fix înspre el? Așa, fii atent, hai să discutăm tu și cu mine. Uite aici, în apa asta, ce zici? Te încântă ideea? Uite, mă, cât de delicios sunt. Ce-o sări gușterul? Nu moare, mă, odată. Mulțumesc că ești un scump. Trebuie neapărat să... Deci m-am documentat despre struți. Știți cât de aiurea se domesticește un struț? Ăla e un tigru alb. Dude, ăla e un tigru alb. Ok, fucking Christ. Cum se face, mă? Parcă un whip. Iron. Cred că am toate astea, dar nu mai știu exact. Deci ăla e un tigru alb în puii mei. I want it. Îl vreau. Trebuie să ține minte pe unei tigru albă. Ia stai, hai să ne uităm pe harta mare. Bătea și aia, concentrează-te. Deci aici, pe lângă lacurile astea două, da? Hai repede, hai repede acasă că... Nu cred că am un lingou, dar rezolvăm imediat, nu e absolut niciun fel de problemă. Mă, n-am ceva să-mi dea și mie două astea să mănânc, mă. Mă irită când văd acolo prea multe copanele lipsă. Nu aveți idee. Ce faci tu? Ce faci tu? Cum o duci? Super. Zice? E. Yeah. Avem noroc? Am avut noroc aici, neon. Ok, hey, bravo. Tu aici nu ne interesează ce cu tine aici. Bun, nu cred că am lingou. Este? Te prostiam, frate. Cine vede primul lingouri de fier? Nu cred că am, că parcă le-am consumat. Ok, bun, păi atunci hai să facem altcumva. Deci o parte cupru am văzut, la două părți bauxite, aluminiu, etc, da? Dude, e atâta mâncare, nici nu știu ce să fac cu ea în pana mea. Pac, 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 pac. O fi bine, nu o fi bine, nu se știe. Așa, la, am zis, la trei părți, nu? Brass. Aluminium brass, ăsta. Deci 3 la 1, da? 3 la 1. Bravo, hai să vedem. Avem aici fier grămadă? Molten iron, one block. Bagă tati acolo, bagă că bagi bine. Nu zici rău. Să sperăm că nu se face... Mă, deși era pizza, s-a tupit aluminium, ăsta ești nebun.
Ok, se răcește, stau un picuț, un picuț. Până se răcește, hai să vedem unde este tablița noastră. Op, 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 măsuța, pardon, nu tablița. nu știu ce să fac în continuare. Întrebare. Deci eu am astea, corect, corect. Mai am pe aici, ar trebui să mai am. Nope. Stai așa, schimbare de planuri. E mai bun cu un ăsta, cu un os decât cu un slime ball. Deci mă uitam aici, eram super, super curios să văd ce material aș putea să folosesc pentru mâner. Da? Momentan mă interesează strict mânerul. O să ne mai jucăm și cu astea pentru târnăcop, chestia genul ăsta. Știți? Și văd aici că osul în momentul de față este singurul material pe care l-am la îndemână și din care aș putea să fac un mâner interesant, plus că îmi dă damage crescut, deși nu cred că o să avem nevoie de damage crescut, cel puțin la târnăcop. Pe târnăcop vreau să-l pun, da? Așa, una la mână, doi la mână, ce ar mai fi interesant, avem burete. Burete care cred eu că numai din templele submarine putem să le obținem în momentul de față pentru mâner. Da? Una la mână și doi la mână. Vedem că scrie aici unealta este atât de moale și de squeaky, cum se zice squeaky, maleabilă, hai să zicem așa, încât are câștigă silk touch, dar nu mai dă niciun fel de damage. Deci asta clar, dacă vrem să o facem vreodată pentru un târnăcop. Da? Și vedem că e foarte bun de mâner și dă și foarte multă durabilitate. Iarăși interesant. Așa, asta nu sunt interesante. Uite, spre exemplu, Firewood are modifier 1. Cifra asta, numărul ăsta este numărul cu care se mulțește durabilitatea uneltei pe total. Pig Iron, habar n-am cum se folosește, o să mă mai documentez dacă e. Iarăși interesant, Blue Slime-ul, dar uite, tot se duce din durabilitate, minus 50%. Nu știu ce înseamnă slime-ul ăsta. Chiar nu am nici cea mai bagă slime. Eu aveam gânduri de... uite, de slime să folosesc, dar se pare că slime-ul mai degrabă pentru binding. Că uite, îți dă durabilitate 350, dar din nou, nu știu ce înseamnă acel slime. V-am rugat să mă scuzați pentru tăieturi dubioase în filmare, din cauza tusei, nu? Nu v-am rugat? Bine, o să vă rog acum. Să știți că avem tăieturi dubioase. Dude. 1. 2. 3, da? Asta una la mână. 2 la mână. Binding. Câte știu eu, toate au nevoie de binding, da? 1, 2, aici, 3 aici, da? Bun, ok, deci toate au nevoie de binding. Fă-mi așa, te rog frumos. Ăsta cât, mă? Un singur material, da? Nu, stai! Ăsta are nevoie altceva. Astea. Slime crystal. Ai, de mine. Și un slime crystal folosește... Câtă? Serios? Păi am nevoie de o grămadă. Mărlanu! Ok, hai în primul și în primul rând. Să vedem dacă suntem în stare să reparăm târnăcopul nostru. Wow, ok. Bun, asta una la mână și doi la mână. Să vedem dacă putem să îi punem... Așa, domnule, să vedem. Deci durabilitate 291 versus 244. Mining level diamond perfect. Mining speed 6. Atac e crescut un picuț. Magnetic 2 și ecological. Asta ne interesează. Magnetic 2 și ecological. E același ca și în partea asta, da? Deci eu din câte îmi dau seama este un mic upgrade. Mai multă durabilitate și chiar o creștere a atacului. Deci ne place. Ne place foarte, foarte tare. Hai să vedem și aici, aceeași poveste. Da, deci durabilitate crescută, atac crescut, versus în armore, nu știu ce, crud și chip. Pana mea, nu știu frate ce sunt toate astea. Increase the game when repairing the tool. Wow, ok. Și stai așa, de la ce e chipul ăsta? De la stone binding. Ok. Bun, și acum fix aceeași chestie cu ăsta. Nu, stai puțin că mă intrigă. Deci fractured damage is increased. Bine, asta nu ne interesează foarte tare. Da, asta increase the rebellion of game when you're playing the tool. Băi, stone binding. Păi și tu ecologicul ăsta, să ne uităm ce face ecologicul ăsta. Stai așa, hai să discutăm, adică pana mea.
They regenerate by themselves. Adică ăsta are un fel de durabilitate care se regenerează sau care-i? Mă, nene! Mă, mâncați-ai suvetul tău! Ia mai să punem una aici, un binding de piatră. Pe târnăcop, dacă într-adevăr are șmecheria asta. Vino, mă, unde-i, mă, care, mă? Deci în loc de ecologică, la acum avem chip. ...291-296. Un pic mai multă durabilitate. Băi, nene, băi, arată super bine cu piatra în loc de lemn acolo. Ești cu capul. Ok. Hai să-l facem așa. Hai să-l facem așa. Îl consumă mult prea repede ca să se regenereze singur. De asta zic, opa, super, s-a făcut deja noapte. Du-te, pleacă, dete, dete. Mamă, sexy time. Hello, ce ochi verzi ai. Prietenul tot vrea să se alăture sau care? Nu înțeleg aici ce se întâmplă. Bun, hai să lăsăm prostioarele pe acasă. Nu știu dacă ne interesează. Așa, și ziceam, domnule, că vrem să ne facem și noi o sabie mai de Doamne ajută, nu? Cam asta ar fi fost ideea. Ca să nu mai cărăm după noi topoarele vieții. Deci ăsta dă acum 639 și ăsta dă... Cât dă, mă, că nu-mi dau seama. 9, attack damage versus 639. Bun, hai să vedem. Deci am zis că ar fi interesant să ne facem o sabie. Da, o sabie se obține. White Guards. Universal Sweeps to Attack keeps enemy hordes at bay, also good against cobwebs. Da? Long Sword. Lunch nu ne interesează și ăsta am văzut că e dubioasă rău de tot. Nu știu, deci ne facem o sabie normală. Da, hai să încercăm să ne facem o sabie normală. Deci pentru sabia normală avem nevoie. Ăsta probabil că o să-l punem tot așa de os. Tool rod-ul, da? White Guard-ul încă nu știu. Și asta o să vreau să o fac. Ia, stai un pic. Hai să studiem aici ce se întâmplă dacă pun... Deci mă interesează o sabie dacă facem fier versus cactus. Că asta avem în momentul de față, corect? Hai să vedem. Attack. Mă interesează la attack, corect? Așa, fier, attack 4. Durabilitate 204, nu știu dacă mă interesează. Deci attack 4 la fier. Și cactus attack 3,4. Ok, durabilitate 210. Unde e, mă? 204, are durabilitate un pic mai mare. Dar are atacul ăsta pe care îl doresc. Atacul ăsta îl vreau foarte, foarte tare. Ok, deci o să facem din fier. Cine știe care cum unde e. Deci sword blade pattern, ăsta avem nevoie, corect? Sword blade. Ok, deci e bine să facem sword blade pattern, nu? Așa, bun, my friend, te facem așa. După aia avem nevoie din white guard. White guard pe care nu cred că îl avem, deci trebuie să-l facem repejor. Hai să te rezolvăm noi aici pe tine, mătăluță, așa, rapid, pac, 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 pac. Mă, fraților, nu știu ce am, putuse asta, mă distruge. Își bate joc de viața mea, n-am mă și eu pe aici, n-am mă, bun, e două bețe acolo. Rezistă cu două beți. Nu înțeleg ce vrea de la viața mea tusea vieții, frate. A, uite că a reușit cu două beți. Bravo, domnule. Respect. Bun. Ideea este în felul următor. M-am uitat aici. Unde e, mă? Unde e, mă? Așa, și se pare că acest slime, nu știu ce, are cea mai multă durabilitate dacă îl folosim ca și binding sau ca și gardă, da? Destul de mult. Singura problemă este cu slime ăsta care nu știu cu ce se mănâncă, dar o să vedem imediat, presupun. Nu știu, white guard, da? Stai așa ca să ne asigurăm. White guard, ok? Gata, șeful. Am obținut aici un white guard. Așa, de asemenea luăm un os șcior. Nu mai știu ce am făcut cu ele. Dăm, te rog frumos, un os de la tine de aici. Așa. Așa, bățu. Azi ne dă niște damage în plus. Și ne ducem imediat acum și ne facem și o din asta de metal. E aliaj? Este aliaj. Gata, șefu. Perfectamundo. Bam.
pune asta, să facem matrița în jurul lui. Bam, așa. Și știi ce? Hai să topim niște. Aveam la mine, este că aveam la mine. Aveam la mine. Inventory tux ăsta mă enervează, dude. Autore fill on, middle click on. Știu sigur. Nu. Am un scroll de la mouse tux. Dar se pare că nu, că vorbesc prostii. Ok. 7 lingouri aici, my friends. Ca să stau eu liniștit, dăm te rog frumos un lingou dintre ăsta. Ca să-l putem consuma. Păi așa. Bun, și fă-mi acolo o matriță de lingouri. Bun, și... Nu știu dacă o să se topească. Sper să nu se combine aliajele, de asta zic, să mă rog, aliajele, metalele acolo, să-mi facă vreo prostie ceva. Asta așa că n-am realizat că e noapte afară și cred că am auzit un zombalou. Unde ești, dude? Ai picat aici? Băi, mă jur că am auzit un zombie. Anyway, bun, click pe ăsta ca să-l mutăm jos, merge, bravo, mă bucur. Bagă aici, my friend. O să consume două lingouri pentru lamă. Ok. Ce să facem cu asta? Asta pot să le bag în... Mamă, cât de epic ar fi. Stai așa. O să le bag aici? Ok, nu mă lasă. Întrebare. Cred că există totuși în noul Tinkers ceva pentru treaba asta. Hai să încercăm. Deci un cufăr... Un blank pattern. Așa, dăm de aici, te rog frumos, așa. Un cufăr în plus n-avem, nu? Ok, pac, pac. Mersi, ești un scump. Perfect. Pac, pac. Pac, pac. Pac. Întrebare întrebătoare. Merge așa? Nu știe, dar... Da, nu știe. Ok. Bă. Nasol. Ce pot să zic în afară de nasol? Așa îl vede? Nu-l vede nici așa. Deci trebuie neapărat să fie cumva în continuare. Firar să fie. Dete, foloc. Hai să-l băgăm aici. Acum îl vedeți, mă? Acum îl vedem. Da, ok, bun. Până un alta... Hai să ne facem noi broadsword-ul ăsta nostru magnific. Vedem dacă a ieșit ceva bun. Atac 7,5. Puuu! Ce are, mă, de nu vrea, mă, nene, mă. Cu 3 modifiere. Și destul de multă durabilitate, să nu uităm de chestia asta. Pa, dar măcar o să dăm mai rapid cu el, măcar atâta, puii mei. Bun, ce slime e ăsta, frate? Ce e ăsta? Mâncava și sufletul vostru. Ia stați un picuț aici să ne ducem să lăsăm găletuța asta. Dude. Cum stăm cu lava? 7 găleți și 500 de millibuckets. Fuck. Ok. Cred că o să... Sau știi ce? Hai să vedem dacă... Slime-ul ăsta, dacă l-aruncăm în apă. Îi dispare slime-ul? Nu. Mă gândesc că poate cu... Dacă mă bag în apă cumva sau poate cu o găleată cu apă, dacă să spăl sabia, mi se duce slime-ul ăla. Că zice, it washes off. Ceea ce mă interesează, da? Bun, deci ne-am făcut o sabie. Putem să stăm liniștiți, putem să lăsăm restul acasică. Așa. Probabil că ar fi o idee bună să ne mai facem și astea. Din metal, da, momentan nu mă interesează. Uite, o chestie interesantă de care vă spuneam eu, că dacă știe să mănânce, să-și mănânce singur buștenii, și într-adevăr știe, numai că mănâncă nesim... Nu! Bă! Bă!
Am avut un generator ceva, wooden generator. M-a mâncat ția sufletul tău. Ăsta ce e, mă? Are fengen. Lingor de aur. Ia stai-mă un pic, ia stai-mă un pic, că mă disperă. Tăiași. Deci noi aur avem la noi, da? Corect. Ok, hai să vedem, am pus aici la topit niște aur. Două bucățele ca să ne facă patru lingouri, nu foarte mult, am zis să fie, pur și simplu. Ok, și să vedem dacă suntem în stare să facem generatorul ăsta. Ia, domnule. Deci mătăluță zice așa, zici că se obține, mai zi-mi o dată, stai așa, că am uitat de la mână până la nas. A, dar avem nevoie de două blocuri de redstone, faci, asta n-am mai gândit-o. Hai mă, serios, mă. Deci avem chestia asta care se cheamă Arefengen. Ok. Bun, și acum mătăluță zici că... bloc de redstone și faci. Nu am atâta redstone. Am 6 bucățele. Hai să mergem un pic la minerit și să vedem dacă găsim. Hai chiar ajungem în zona asta dubioasă. Bă, copanel. Deja. M-ar interesa să vedem dacă suntem în stare să găsim un fel de nu tunel, o scară dintre asta care ne ducă în adâncimea... fii atent că avem și Netherworld aici. Dude. E interesant. În adâncimea minei. Mă gândesc că asta ar fi o chestie super interesantă. Nu pica pe mine. Așa. Uite pe aici. Nu, asta ne duce în sus, ceea ce nu ne interesează. Aici oare? Nu-mi dau seama. Super. De ce s-aud fantome? Mama ta. Un scheleton. Opa, avem un spawner pe aici pe undeva? Mai vreau, nu-i așa când dai și mie ceva armură șmecheră? Hai mă, vină mai aproape. Mi-a dat atât de mult damage. Mi-a dat un os. Mersi, bă! Un scump. Nu, mamă cât sunt, frate. Cam mulți. Azi ne regenerăm un picuț. Hai! Bravo! Și ne-a dat și o... asta? Uite aici, da, putem să ne ducem în jos pe aici. Așa. 3 armură, perfect. Așa, foarte bine. Fagi! Amă! Vine, mă, pică. Dacă acum, așa. Cam filmele cu proști, așa. Așa, de unde pică, mă, mâncăția sufletul tău? E aici am unul. Fuck! Sau ce lucrurile că nu dau poison. No! Bravo! Bam și gata. Cred că acum toată lumea e fericită, sper. Așa, poate că ar trebui să fi mâncat să... Ce ești tu? Scheletorule, ce ești tu? Bam. Nu mai am torțe. Trap chest? Nu. Bă, ce-am venit, frate? După glost. În care? Chain helmet. Stai așa. Tătic. Hai să mai aruncăm din prostii. Ce nu e de mâncare? Oasele astea sunt bune totuși. Pana mea, stai așa. Că mai avem și aici o prostie. Nu, ăsta lasă-l așa. Dăm de aici prostiile astea pe care nu o să le folosesc în vecii vecilor. Aruncă-le aici. Uite, și ăsta ar fi bun de aruncat acolo.
Așa, și acum hai să vedem ce mai aruncăm aici. Pac, pac. Nu știu, frate, nu știu. Mi-am umplut inventarul de toate prostiile a pământului. Ok. Gravel. Avem gravel în inventar? Nu. Hai să nu luăm. Să nu luăm un plus aiurea. E, acuia cu fraților. Zim, te rog frumos că nu mă așteaptă nimic la capătul scărilor. Mă, fix la capăt nu, dar mai încolo cred că ne așteaptă, nu? Vai cum se văd păianjeni ăștia în întuneric, ești nebun. Oh my god. Aici? Niște capete de scheleți, mi-e frică. Mi-e frică, băi! Ne. Iese mă pe găurică? Da, băga mea și piciorul, iese prin găurică! De ce ieșiți mă prin găurică? Stai să facem așa la loc. Stai. Hai să discutăm. Că suntem și noi oameni, domnule. Deci uitați-vă și voi, așa ies prin găurică. Băi, păi voi vă spunați în continuu, mă, ca uștelii. Îmi dau și o grămadă de... Ce-i face cu ochii de păianjă, nu știu. Ok, deci trebuie neapărat să aștept până la capăt ca să-mi dea atacul întreg. Da, fie rar să fie. Așa. Wow, salut. 5 damage, 7 damage. Băi, eu aud chestii care respiră greu în noapte. Nu știu de voi. Fuck me! Oi, de capul meu! Bă, băieți, nu vreți voi să vă omorâți singuri? Mamă, cât sunt, frate. Singura întrebare este dacă le dau damage la toți. Da, mă. Primul care dau și am mai mult damage, 4 și restul și le iau câte unul. Perfect, I like it. Mai ales dacă nu se regenerează, e perfect. Așa, așa, omorâți-vă între voi. Îmi place cum gândiți. Mamă, frate, au scuturi, ești nebun în puii mei. Dăm, că dai bine. Așa, magnetic, cum? Le dărbuți. Așa, ăsta ce-mi dă? Leather tuning. Nu e încentat ceva, nu? Perfect. Gimme. Futu. Nu cred că o să-l folosesc vreodată, dar e bun să fie. Ioi, na, că m-am nimerit și pe mine în gușterul. Salut. Mi-a dat slowness? Cum, mă? Ăștia au arcuri cu enchanturi? Ești cu capul. Mossy. Mossy bun, bă. Mossy bun că putem să punem... Hai să ne facem 9 bucăți de mosi, ce ziceți? Eu propun 9 bucăți de mosi. Salut! Aia! 5. Încă 4, hai la tata. Bravo. Încă una și ne-am scos. Uite de aici. Perfect. Astupă găurelele. Mă, deci mai departe nu pot să mă duc de aici, nu? Nu. Hai să ne facem mosi și pe aia închidem episodul, dragilor. Că și așa am impresia că ne-am întins mult și cu tusea și cu toate cele. Așa. Unii ieșeam de aici? Cred că pot să mă duc în coa. Salut, cuprule. Ce faci tu, cuprule? Marble nu ne prea interesează în momentul de față. Putem să-l ocolim. Dar mai ocolim mult, stai așa. Stai că dau în altele. N-am torțe. Unde a ajuns să-i frățică? Ce făcurăm noi aici? Ok, e dubioasă un pic treaba, dar cred că rezistăm. Eroic. Mamă, deci stai așa, deci acum sunt fericit că am găsit Mossy Cobblestone. Nu de alta, dar chisel mi se pare că are nevoie de un diamant. Ia, hai să vedem. Has multiple chiseling modes in your main hand. Mamă, frate, ai chisel.
4, nu știu care e diferența, ok. Nu știu ce înseamnă eye chisel, sincer. Poate că are mai multe design-uri de utilizat acolo. Ok, hai să ajungem acasă. E lumina afară, ne bucurăm de treaba asta. Și să ne facem noi mosul ăsta, da? Eu acum, din câte mi-am aminte, din ce m-am documentat, trebuie cumva... Hai să vedem imediat rezolvărenească aici. Sigur, da, numai așa, bam. Bun, și am nevoie de niște cărți. Trei cărți. Așa. Fac. Parcă așa era, mă, nu? Să faci un bookshelf. Și ăsta îl punem într-un colț, undeva. Aici. Așa, și că dacă faci click dreapta... Ehehe, perfect. Bun. Și ăsta după aia, care-i, mă? Și că dacă îl pui pe... una dintre... Mending Moss. Deci, practic, se regenerează unealta cu ajutorul XP-ului pe care îl strângi, ceea ce înseamnă că cum strângi cărbune și alte chestii de genul ăsta, o să-ți facă XP. O să-ți regenereze asta, da? Bun, dragii mei, data viitoare ne ducem după restul, încă n-am. Deci, trebuie să stau ca tâmpitul să fac un tunel în jos, că altfel n-am șanse. Mă gândeam că poate avem noroc prin dungeonul ăsta să intrăm acolo să ne facem de cap, dar na. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!